așa de pohul. Pizdeți, cuvânt împrumutat din limba rusă care poate reda mai multe stări suflete, în cazul dat euforie, și poate fi asemănat doar cu senzațiile primite în urma primului act sexual în cazul în care acesta nu a fost viol. Ce-a, tac, cum vreau așa îi spun. Noroc, mafia, azi la test avem cea mai interesantă mașină și este așa interesant pentru că e mașina mea, cunoscut sub denumire Mazda 6 MPS pentru Europa sau Mazda Speed 6 pentru americani sau Mazda... Atenza MPS pentru japonezi. Welcome! Prototipul a fost arătat în 2002 la Paris, dar în serie s-a făcut din 2005 până în 2007. Și de ce se diferențiază denumirile, adică MPS sau Speed? Pentru că japonezii, ca tot timpul, s-au făcut mașină pentru dânsii mai bună. Adică la dânsii în țară mașina asta avea 272 de cai, pentru americani au făcut 270, dar pentru Europa au făcut numai 260. Cu toate că cuplul sau momentul era la toate tutun, adică 380 de newton. Modelul ăsta de fapt a fost răspunsul lor pentru Subaru. Încoadă. Modelul ăsta de fapt a fost răspunsul lor pentru Subaru și pentru Mitsubishi Lancer Evolution, pentru că mașinile acelea erau destul de interesante și destul de cumpărate. Numai că față de Subaru și față de Mitsubishi, eu vreau să fac mașina asta mult mai comodă. Și treaba asta lor le s-a primit foarte tare, pentru că mașina asta din 2005 până în 2008 a luat o sumedenie de premii în Canada, Europa și Australia. Așa că mașina asta a fost destul de vândută la vremea ei. Numai că nu e chiar tot așa de colorat cum au vrut să ne spună nouă japonezii. Așa că dați să vorbim un pic despre părțile ei negative. Prima parte negativă este farurile, pentru că în 2-3 ani farurile astea încep a bate foarte slab, adică este vorba despre faza de întâmpinare. A doilea parte negativă este servodirecția, pentru că e și ei slabă. De fapt, nu e slabă, e exact așa care a fost pus pe Mazda 6. Acolo erau jantele mai mici un pic și din cauza asta e rezultat destul de bine. Dar aici au pus jantele la 18 inch, anvelopele se primesc cu profilul mai jos și din cauza asta servodirecția tot timpul lucrează mai mult și mai greu. Așa că iese de funcțiune. Încă un punct slab este puntea din spate, este ambreiajul, este cutie, pentru că cu toate că mașina asta a fost făcută ca mașină de familie care pur și simplu merge repede, de posesorii a fost cumpărată ca mașină care merge repede și este folosită ca mașină de familie. Așa că e tot timpul echinuită. Și acum dați să ne uităm un pic la exterior, după care o să deschidem și capota să vedem ce fel de motor stă pe dânsa. Jantele, după cum v-am spus, sunt la 18 inch și sunt destul de interesante. Concret, modelul nostru a fost vopsit în culoare neagră, pentru că mie îmi pare că așa e mai agresivă mașina asta. Față de Mazda 6 simplă, aici avem adăugat spoilerul din spate, adică aripa. Mai avem adăugate, nu adăugate, dar schimbate. Barele de protecție care arată mult mai interesant față de Mazda 6 simplu, avem praguri și bara de protecție din față care iarăși e schimbată și îi dă un stil mai agresiv. Pe lângă bara de protecție în față mai avem schimbate farurile, adică nu între ele sunt negre, pur și simplu stilizate altfel. Și avem schimbată capota. Este un pic mai inflată la mijloc. Și stați, vedem din ce cauză. Sub capotă ne întâlnește motorul care este în 4 cilindri, în rând, are capacitate de 23 litri și este cu o injecție directă. Eu trebuie să mănânc prost, înțelegi? Da, o să vă zic. Eu trebuie să mănânc prost. Asta ia spumă așa din tine.
Только был самогон. Мерзем. Filmează acolo deodată, că tu filmai acolo. Pe lângă asta, eu m-am încălțat cu motorul ăsta, un turbocharger și un intercooler care de fapt ar trebui să-l reșească. Numai că el nu face treaba asta pentru că eu l-am amplasat deasupra. Deși l-am amplasat deasupra, eu cred că îmi dau seama, pentru că știți cum arată japonezii? Ei arată așa. Adică ei au venit în fața mașinii, cum se uitau așa, video numai din și până acolo. Și la un moment dat, unul întreabă, unde să amplasăm intercoolerul pentru că motorul ăsta trebuie să fie reșit mai bine. Dacă e video numai porțiunea asta, am spus că aici. Cu piaci, gripa. Din cauza asta noi avem probleme atunci când mergem dinamic prin oraș și stăm în ambuteiaj, pentru că motorul strânește și lucrează tot timpul la temperaturile lui maximale. Așa că băieții care au așa mașini, de fapt au găsit o ieșire din situație. Ei amplasează intercooler jos. El de fapt se vinde pe eBay cu toate țevile și cu toate șlangulețele care trebuiesc. Lângă asta băieții mai instalează aici un filtru de aer mai performant. Îi schimbă toată țava de evacuare cu downpipe cu tot, mai larg un pic. Și fac ciclu la motor. Așa că automat din 260 de cai aici din stoc, poți ușor să scoți 320-340 cai. Pe lângă asta, dacă mai schimbi și turbochargerul, ajungem la 420-430 de cai. Și am spus eu că mașina asta a fost făcută ca un răspuns pentru Subaru și pentru Lancer Evolution, pentru că aici tot avem tracțiune integrală și puterea este repartizată 70% pe roțile din față și doar 30% pe roțile din spate. Dar în funcție de necesitate, ea se transmite până la 50% pe roțile din spate. De asemenea, am văzut la mulți băieți test driver la modelul ăsta și tot spun că față de Mazda 6 simplă, aici în portbagaj nu se deschid scaunele și nu poți duci frigiderul lui bunelul sau covorul lui Nana în Iuta. Uitați-vă cât de simplu de fapt se transformă salonul ăsta într-unul în care poți duci frigiderul. Taxi, ne ducem să pizdabolim pe salon? Cam atât pe exterior. Haideți să vedem ce avem în salon. Și cu toate că mașina asta pe din afară arată mult mai mic, uitați-vă cât spațiu avem înăuntru. Adică am reglat scaunul după mine. Nu sunt cel mai înalt om, dar nici nu sunt mai jos. Și uitați-vă cât spațiu mai rămâne încă în spate. Destul de larg. Primul lucru interesant care îl observ când urci în salon este faptul că scaunul șoferului este electric. Și da, este numai scaunul șoferului electric. Adică aici japonezilor le-au fost jeli să mai pui niște motorașe să-l facă electric și pe ăsta. Așa că aici avem și 3 butoane pentru memorarea poziției scaunului. Vă dați seama că în așa mașină de fapt o să meargă numai șoferul. Nu o să fie mașina asta într-atât de familie ca un buton să salveze zetările pentru tata, spre exemplu, pentru un buton pentru mama și unul pentru băietul care se duce seara la discotecă. De fapt, mașina asta o să fie condusă numai de băietul care se duce la discotecă. Și aici, pe aici 3 butoane, poți setezi așa o chestie interesantă. În prima poziție tu pur și simplu mergi la volan. A doua poziție și a treia poziție îți trebuiește atunci când ai alături o ficioară luată de la discotecă. Spre exemplu, poziția a doua. Și adică, fata deja poate să opereze cu... Acum, butonul numărul 3. În poziția asta, în ziua opte, puteți să o invitați aici. Billie Jean. It's not your lover, it's just a girl, think that I am the one. Pe lângă asta, scaunele sunt tapizate în piele. Mai avem climă și mai avem sistemul multimedia cu 6 CD-uri și cu difuzoarele de la Bose. Adică aici avem 7 difuzoare și un subwoofer la 9 inch băgat în spate. Dacă o să vă spun că așa de perfect cântă sau e ceva ieșit din comun, o să vă amăgesc. Cântă și merge. În dotare mai avem sistemul de navigare, telecomanda asta este apropo de la dânsul, numai că deja el nu mai trebuiește, pentru că eu l-am schimbat cu o tabletă la 7 inch pe Android, unde poți băga și navigarea și alte chestii interesante. Mai avem toate geamurile electrice, comenzile pe volan și cruise control-ul. Pe lângă asta aici mai avem și un suport pentru două pahare, ceea ce e foarte comod, iarăși la drum lung. Mai avem un sac de airbag-uri și panoul care este iluminat atunci când pornești cheia. Acum haideți să vedem cum de fapt merge mașina asta și o să începem cu măsurarea accelerației. Pașaportul ne promite 5,9 secunde, dar un jurnal din Canada au reușit să facă treaba asta în 5,4. Eu cred că noi să facem în mai mult de 6 pentru că mașina asta nu este într-atât de nouă. Haideți să vedem! Oricât de tare nu ați vrea voi cu mașina asta de cercuri poți să deținezi numai iarna pe zăpadă. Așa că haideți să măsurăm 100. Mm-hmm.
Mașina pur și simplu se controlează ca un avion reactiv și asta datorită tracțiunii integrale și motorului care ne dă un cuplu de tucmă 380 de newton. Volanul ăsta este foarte informativ și îți dă senzația că nu stai cu palmele pe volan, dar stai cu palmele drept pe carosabil. Și de asemenea intră foarte sigur în urși curbă, pentru că suspensia de fapt este mai întărită, mai ales la concret la exemplarul nostru, pentru că aici suspensia au fost schimbate în high-lower. Chestia asta a fost făcută ca să o apropiem încă mai tare de sol, adică să scădem un pic garda la sol și să o facem încă mai sigură în curbe. Dar cred că voi singuri v-ați săturat de toate măsurările și de toate cifrele astea, așa că haideți să vorbim pur și simplu de senzații. Mașina asta niciodată nu o să-ți dea senzații speciale, cum că ai sta într-un Ferrari sau într-un avion. De fapt, parcă ai sta într-o Dacia și pur și simplu care merge repede. De atâta cred că ea și se numește MPS, pentru că s-ar traduce Maserati pentru sărași. În trafic, de asemenea, nu observă practic nimeni, așa că mașina asta e ideală pentru exhibiționiști. Poți să mergi și în pula goală și oricum nimeni nu o să te observe, pentru că asta nu e BMW. La noi toți văd numai BMW-urile. Dar totuși e plăcut când pedepsești un BMW-ist care crede că șede cu curul într-o navă spațială. Fix aceeași situație și în salon, adică eu măcar să facă volanul ăsta un pic mai diferit, mai sportiv, tăiet jos. Aici locușoare pentru mână, ca să simți că tușezi într-o mașină sport, dar nu într-o Mazda 6 simplă. Și acum ar fi bine să vorbim un pic și despre cheltuieli. Pornim de la faptul că, cu toate că aici în motor este lanț și nu este curea, oricum, e trebuie schimbată cam undeva o dată la 2 ani. Pe lângă asta, trebuie să-i turnați ulei de calitate. Și motorul ăsta cât de cât îl iubește, adică de la schimb, spre exemplu, la vreo 10.000 de kilometri, ați cheltuit în plus undeva la 2-3 litri de ulei. Ai senzația că e tigaie mașina asta. Însă dacă voi să mergeți normal și nu o să forțați, atunci de la schimb voi să adăugați maxim 1 litru de ulei. Asta e normal pentru motoarele turbo. Ambreiajul iar și-l schimbați o dată în an, el e ca consumabil aici. Pe lângă toate minusurile astea care le-am spus eu despre mașina asta, e mai are un minus foarte mare și el este anume consumul. Adică e consumul undeva 12-12 litri jumate la sută. Dacă mergi ca un nebun, cum merg de fapt toți posesorii de așa mașini, e consumul ușor 18-20-20 plus litri la sută. De asemenea, poți consumi și 9 litri, 9,5, 9,6, dar trebuie să mergi ca un mort. Și asta nu e interesant. Cu toate minusurile astea, băieții care cumpără așa mașini, le iubesc și au grijă de dânsul ca de ochii din cap, pentru că ies de niște emoții nemaipomenite. Dacă v-a plăcut video-ul ăsta de azi, distribuiți-l, băgați câte un like, abonați-vă la canalul nostru, comentați, pentru că comentariile voastre ne motivează foarte tare. Și pe lângă asta puteți să vă mai abonați la Instagram-ul meu și la pagina noastră pe Facebook. Pa-ca! Ei l-au făcut ca un răspuns pentru Subaru și pentru Mitsubishi Mai vine unul, da? De urmă, îl aud. Mai vine mult cu atât. Ca poate zic, ce tăna să n-ai obăvești? Numai că nu e chiar tot așa de colorat cum au vrut să ne... Colorat. Bele. Cum e ghidrousilitele în română, nu știi? Dacă scriu ghidrousilitele rulea și pe uș și sub uș, nu avem... E prostă praguri. După capotul ne întâlnește... Și la un moment dat un... Suca. Telecomanda este absurd... Bele. Ia și toate astea... Apropo, știți cum se descifrează Mazda? Mașina asta zboară dacă apeși. Chanson.